Cum a tratat tactic Craiova acest joc cu Zunivis, având în vedere că totuși din minutul 54 nu l-au mai avut pe Vătăjelu? Da, el a făcut o mișcare interesantă, l-a scos pe Tudorie și l-a băgat pe Căpățână. Practic a adus încă un om la mijlocul terenului, acolo unde FCSB avea superioritate. A încercat un pic să echilibreze lucrurile, să închidă practic acea zonă. Și a făcut bine, pentru că ulterior a surprins pe acea contră și a venit și golul 2. Da. Zic eu, meritat, pentru că Craiova a crezut în șansa ei. Sincer să fiu, nu mă așteptam să câștige acest meci. Da. De fapt, FCSB-ul nu mă așteptam să joace atât de slab în această este seară. Este incredibil, Bratonii, o echipă FCSB-ul. Fără, nu știu, o echipă care vrea să câștige campionatul nu se prezintă așa, din punctul meu de vedere. Da. Fără vlagă, fără atitudine, fără ambiție, sunt multe lucruri de vorbit despre FCSB în această seară, dar haide să vorbim despre Craiova, pentru că este despre ea câștiga și trebuie felicitat. Bun, Cristi, ce-aș fi de spus? Bine, eu nu mă așteptam în victoria Craiovei. Da, ai spus, ai spus la început că e favorită. E favorită și mă așteptam, în primul rând, văzut meciul la CFR, în care au avut mi s-au părut două echipe echilibrate. Da. Din punctul meu de vedere, FCSB-ul în ultima perioadă nu mai practică același fotbal și, cum a zis și Florin, nu se prezintă așa o echipă care își dorește să câștige campionatul. Eu rămân la părerea că CFR-ul cu Craiova vor avea un cuvânt de spus și cred că va fi o finală. Deci tu spui că asta va fi finală? Da, pentru că nu, FCSB-ul nu pare o echipă la fel de matură. Uite, astăzi au avut ocazia, prin eliminarea lui Vătăjelu, să întoarcă rezultatul și o echipă care trage la titlu, cred că putea mai mult, măcar un egal. Craiova arată din ce în ce mai bine cu un antrenor, eu mai spuneam aici în emisiune, că mi se pare totuși greu să ai foarte multe pretenții de la un antrenor străin, care până la urmă are nevoie de o perioadă mai lungă în care să cunoască cu adevărat lotul pe care îl are pe unul, să cunoască fotbalul românesc. Că nu poate să spună nimeni că Uzunidis stătea și se uita la toate meciurile din Liga 1. Să fim serioși, Cristi. Bine, Craiova are un lot destul de bun, care și l-a construit intervalul ăsta de când au intrat în prima ligă, ei tot au construit la fel ca Sepsi, care au mers foarte ușor, au construit, au adus jucători care au și vândut la momentul respectiv, adică au și vândut, dar au și adus pe același post, adică nu și-au pierdut foarte mult, de exemplu, cum au făcut Viitorul. Au vândut, dar uite acum au probleme și nu mai aduc. Craiova e o echipă puternică, care știm foarte bine, se investește foarte mult, au o bază extraordinară, își doresc foarte mult titlul de țară. Bratone, cum spuneam, tura următoare, CFR joacă cu FCSB, iar Craiova teoretic are un meci mai ușor cu Clinceni. Spun teoretic pentru că este ultima echipă de pe ultimul loc, a pierdut pe linie, însă Clinceni a arătat calitate și mă gândesc că poate oricând să producă din nou o surpriză. Ce părere ai? Nu știu dacă poate produce Clinceni o surpriză, cât Craiova să nu se surprindă pe ea jucând prost sau nemotivându-se suficient sau crezând înainte că poate câștiga acest meci. Clinceni e o echipă imprevizibilă, o echipă care te poate încurca fără niciun fel de problemă. Ține minte, în campionatul regular a câștigat la FCSB când nu s-a aștepta nimeni și a încurcat-o. De asta spun că Craiova e foarte important pentru ea acum să țină piciorul pe accelerație și, bineînțeles, următoarele 2-3 meciuri să le câștige. Dacă va câștiga, sunt șanse mari să câștige campionatul, de ce nu? Exact cu victoria. Ei aveau nevoie de victoria aceasta pentru a intra în calcule. Exact acum a intrat în calcule pentru campionat. Dacă nu câștiga sau făcea egal, eu zic că era destul de greu, era la 5 puncte de FCSB. Acum este la 3 puncte, nu? Da, la 3 la puncte, 4, nu, la 4 de 4, primul loc. La 4 de primul loc. 2, nu? Două FCSB. Și 4 de CFR. CFR. Da. De asta spun că acum se joacă. Acum sunt amestecate cele trei echipe și toate speră la a câștiga campionatul. Dar vă întreb pe amândoi, dacă etapa viitoare Craiova câștigă cu Clinceni și să spunem că cealaltă două echipe, FCSB și CFR, fac egal, putem să spunem că devine principala favorită Craiova la câștigarea campionatului, Cristi? Va fi o luptă mult mai strânsă decât ne așteptam toți. Adică rezultatul, dacă va fi de egalitate, în primul rând va ajuta Craiova ca să ajungă ambele echipe
să facă diferența de puncte din ce în ce mai mică. Și automat și celelalte echipe, și CFR-ul și FCSB-ul va simți în coastă și vor tremura pe final. Adică chiar și CFR-ul, o echipă matură, cred că va simți presiunea. Ne convine din exterior. Asta spun. Oamenii se îmbolnăvesc de nervi, dar nouă ne convine să vedem spectacol. Exact. Ca simpli privitori, în momentul de față, da, avem nevoie de spectacol și până la urmă nu numai spectacol, și nivelul campionatului. Pentru că atunci când sunt mai multe echipe angrenate, crește și nivelul. Apar jucătorii noi în evidență, în relief. Etapa trecută, de exemplu, l-am câștigat pe Tudorie, înscrind un gol extrem de frumos la CFR. Iar azi l-am pierdut. Da, astăzi așa a fost dat. Mă bucur pentru el, pentru că e un atacant român, un atacant noi ducem, așa cum Cristi la începutul emisiunii a spus că ducem lipsă de fundași centrali. Eu spun că și la nivel de atacanți ducem lipsă de atacanți de valoare și sper să iasă cât mai mulți în evidență, pentru că avem nevoie. Îi lipsește și FCSB-ul un atacant număr clar. 9 clasic? Clar. Deci tu clar. Nu ești de acord cu strategia asta cu vârf fals? Tănase mai curând e sacrificat acolo? Ce părere ai? Nu cred că îi place. Uh-huh. Lui Tănase, el a și spus că vrea Inter că... stânga, dacă mă înșel. Da, ori Inter stânga, ori libertate de acțiune, da. Nu știu, poate un număr 10. Uh-huh. Tănase nu e un jucător care să-ți facă ambele faze foarte bine. Pe Tănase trebuie să-l ai proaspăt. Tănase este un creativ, un jucător creativ, un jucător de careu, de gura porții, de execuție. Dacă îl irosești foarte mult sau dacă îl pui ca și număr 9 să joace mult cu spatele la poartă, nu știu, mingi în profunzime, e mai complicat pentru că nu are această calitate. O face că nu are încotro, dar e mult din atribuții și lucrul acesta se simte. Într-adevăr, dacă stai și te uiți pe clasamentul golgheterului și vezi că are atâtea goluri, nefiind atacant, îți pui după aia întrebări, bă, dar ce nivel are campionatul nostru? Dacă Florin Tănase, care e un jucător admirabil, dar care nu este un atacant, are 21 de goluri, da. Te întrebi, bă, dar ce atacant sunt? Eu, dacă n-aș cunoaște campionatul românesc, m-aș întreba, bă, dar ce atacant sunt în România dacă un număr 10 sau număr 8, cum ar putea fi Florin Tănase, este golgheterul campionatului, îți poți pune și poți face o analiză mai aspră la nivel de atacanți. Cred că îi lipsește FCSB-ului un atacant și cred că îi lipsește de mult timp. Atacant, păi uite, mie mi-a plăcut Sergiu Buș, de exemplu. Așa. Nu știu de ce nu s-a integrat, nu știu care a fost, poate că și Petre. Adrian Petre era un atacant interesant, care să se mai insiste, dar spui. Nu știu ce s-a întâmplat, că dacă nu sunt zi de zi cu ei acolo, dar ei erau genul de atacant număr 9 pe care se putea construi mai ales ceva. Buș, care era și tehnicuț, cu niște execuții care pe mine mi-au plăcut la medie. Ca și golgheter, din golgheterul României. Eu te întreb altceva, Bratone, ca stil, la cum este format în acest moment echipa, făcând abstracție de locul central de atacant, ce stil de atacant ai vedea tu acolo, nu știu, masiv, turn de control, mai mic mobil. Și rapid, mai mobil? Eu zic mai mobil, pentru că structura FCSB-ului ca și joc este făcută pe posesie, pe progresie, pe joc de combinație. Rapiditate, spui. Rapiditate pe și culoar. Îți trebuie un... Deci Nemes, de exemplu, Cristi n-ar merge la e stil. Complicat, da. Nu, pentru că nu sunt... Uite cum era Bizonul. Da. Bizonul se preta, pentru că Bizonul... Sau Bratone, nu? Tu mergeai în stilul ăsta? Eu mergeam în stilul ăsta, da. Aveai viteză, explozie? Da, și mă băgam și la combinație, dar eram stilul ăsta. Marius Nicolae, de exemplu, nu era un jucător de combinații. Ca să-ți dau tot din generația mea, un atacant diferit ca și profil. Sau Ionel Ganea. Dănciulescu ar fi mers? Da, Dănciulescu, da. El a și mers. Bun. S-a simțit bine acolo. Da, corect. Stați un pic. Noi acum râdem, dar până la urmă omul nu are de ce să se simtă prost, pentru că a jucat la cele mai importante cluburi din istoria României. Și nu a trecut pe acolo. N-a făcut doar duș. Exact. Da. Și, adică a fost și în curtea aia și în curtea aia. Și a ales ce a plăcut mai mult, nu? Exact. A fost cu două fete și a fost pe care a iubit-o mai mult și pe care a rămas cu ea, nu? Păi, pe fata niște bani cel mare.